Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Cel mai semnificativ și important eveniment astrologic al săptămânii va fi, desigur, eclipsa de soare din 20 aprilie. Unicitatea acestui fenomen va fi în primul rând că va deveni hibrid, în formă de inel, și va avea loc în ultimele grade ale constelației Berbec. Berbecul este un semn de activitate, asertivitate, curaj și determinare. Prin urmare, în toate cazurile în care vom începe ceva în timpul eclipsei de soare din 20 aprilie, norocul îi va însoți pe cei mai îndrăzneți și independenți dintre noi, care doresc să se împlinească și să-și atingă obiectivele dorite. Eclipsa ne va obliga să ducem la bun sfârșit toate acele lucruri în care ne-a lipsit curajul personal, hotărârea sau puterea. Mulți dintre noi ne vom găsi în situații care ne provoacă calitățile, cum ar fi loialitatea față de noi înșine sau independența. Semnele de foc, berbec, leu și săgetător, pot avea schimbări majore în domeniul profesional, iar cei mai îndrăzneți reprezentanții acestor zodii vor avea șansa de a-și schimba radical nu numai activitățile, ci și de a face un salt semnificativ pe scara carierei. O eclipsă de soare nu este doar o perioadă de schimbare și de noi oportunități în societate, ci și o activare a trăsăturilor umane departe de cele mai bune. De exemplu, peștii, balanța sau vărsătorul își pot pierde simțul realității, începând să se afirme în detrimentul celorlalți, manifestând un egocentrism nu prea sănătos, încrederea în sine poate ajunge la aroganță. Nu doar persoanele necunoscute pot suferi, ci și cercul apropiat al acestor semne. Nu va fi posibil ca toți și nu cu toată lumea să restabilească mai târziu relații bune, iar starea de confruntare absurdă cu niște contacte care erau înainte plăcute și prietenoase poate dura aproape jumătate de an. Urmărirea reacțiilor tale emoționale în timpul unei eclipse de soare este recomandată nu numai pentru reprezentanții elementului foc, ci și pentru două semne de apă, raci și scorpioni. Aceștia din urmă cu semnul berbecului, în care va avea loc eclipsa de soare, sunt relaționați de Marte, conducătorul scorpionului și berbecului. Scorpionii trebuie să fie deosebită de toleranți cu ceilalți, să limiteze manifestarea iritabilității, sarcasmului sau mândriei. Iar racilor în timpul eclipsei, li se recomandă să limiteze activitatea în contactele cu societatea, să petreacă timp într-o atmosferă calmă, să facă planuri pentru realizările lor profesionale și sociale. La Taur, Gemeni, Fecioară și Capricorn, eclipsa de soare poate provoca scăderea vitalității, oboseală și puțin apatie. În această zi, activitatea fizică ar trebui redusă la minimum și trebuie respectate restricțiile alimentare privind alimentele sărate și picante. Având loc simultan cu eclipsa de soare, quadratura Soarelui și Pluto pe 20 aprilie va oferi multora dintre noi ocazia de a ne cuceri în sfârșit temerile și îndoielile interioare. Încrederea în sine internă va permite aproape tuturor reprezentanților cercului zodiacal să vadă șanse indisponibile anterior de a depăși obstacolele care împiedică realizarea de sine și succesul. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!